Vă rog să deschideți împreună cu mine la Isaia, la Geneza. Ne vom întoarce la Isaia din nou în această seară. Dar dacă cu ocazia sărbătorilor am ajuns în Geneza, am zis să mai... ...la câteva clipe și să ne uităm și la Geneza, capitolul 4. În această dimineață ne vom uita de la versetul 1 la 16. Este această istorie a lui Cain și Abel, care este extrem de relevantă pentru noi, pentru că dacă am văzut în Geneza 3 izgonirea primilor noștri părinți din grădina Edenului, acum vedem ce se întâmplă imediat după. Și, într-un fel, este istoria noastră, istoria acestor doi frați, reprezintă, într-un fel, toată istoria umană în miniatură și ne regăsim fiecare dintre noi. Ori într-un frate, ori în celălalt, dar suntem acolo cumva reprezentați, suntem acolo prezenți și de aceea cred că este important să privim la această istorie și este o istorie. Suntem tentați, poate, mai ales și care avem copii, să spunem povestea. Nu este o poveste, să nu mai spunem ceva copiilor. Acestea nu sunt povești. Este istoria care Dumnezeu a înregistrat-o pentru noi, prin Moise, pe paginile Sfintei Scripturi. Este o înregistrare fidelă a ceea ce s-a întâmplat încă din primele zile și de la versetul 1 la versetul 16 din capitolul 4 avem istoria lui Cain și lui Abel. În versete ni se spune despre ei, despre cine sunt ei. Ni se spune în primul rând despre nașterea lor, probabil, v-am mai spus lucrul acesta și data trecută, probabil că au fost gemeni, după părerea mea. Lucrul acesta pare probabil când ne uităm la versetul 1 și versetul 2, unde se relatează nașterea lor. Ni se spune că Adam s-a împreunat cu nevastă sa Eva, sau a cunoscut-o pe nevastă sa Eva. Ea a rămas însărcinată și a născut pe Cain. Acesta este versetul 1. Apoi, în versetul 2, ni se spune că a mai născut și pe fratele său Abel. Și faptul că ni se spune o singură dată că s-au împreunat și a rămas însărcinată, mie îmi indică posibilitatea că ei ar fi fost gemeni. Este tipic, dacă citiți în Geneza, ca această formulă de cunoaștere, concepere, naștere să fie menționată în mod explicit când este vorba de nașterea unui copil. Și faptul că aceste două versete par să treacă de la nașterea unui copil la celălalt fără vreo trecere de timp, fără o nouă împreunare, indică pentru mine că acești doi frați probabil că au fost gemeni. Și avem această istorie în care găsim doi frați, apoi de la versetul 16 încolo vedem că acești doi frați reprezintă două seminții, deși unul este omorât, vedem că totuși seminția lui este continuată, Dumnezeu în providența lui aduce un alt urmaș, Cain, apoi vedem seminția lui este continuată, avem două seminții care au două destine, care provin din aceiași părinți. Și așa cum ziceam, aceasta este istoria noastră, istoria umană în miniatură. Toți provenim din aceiași părinți și totuși avem destine diferite. Avem direcții diferite. Da? Și vom vedea ce anume caracterizează o seminție versus cealaltă, un destin versus celălalt. Da? Adam și cu Eva privesc la acest copil, la primul născut, la Cain, și sunt convinși despre Cain că el este împlinirea promisiunii lui Dumnezeu. De aceea și zic, da, privesc la Cain și a zis, mi se spune, am căpătat un om cu ajutorul Domnului. Numele său Cain, cum v-am mai spus, înseamnă a primi sau înseamnă câștig, a primi ceva benefic, o binecuvântare. Și crezând că este împlinirea promisiunii, că prin sămânța femeii va veni cel care va zdrobi pe Satan, ei îi dau acest nume. Am primit
binecuvântarea, am primit împlinirea promisiunii. În contrast, fratele lui, Abel, este desconsiderat într-un fel de Adam și Eva, pentru că Abel înseamnă pierdere. Deci ai numi un copil pierdere este foarte ciudat. Dar în contrast cu împlinirea promisiunii prin întâiul născut, cum o priveau ei, al doilea era irelevant într-un fel. Pentru că ei așteptau împlinirea răscumpărării prin sămânța femeii promisă de Dumnezeu. Și au înțeles că primul copil născut este cel ales de Dumnezeu ca să facă această, această lucrare. Probabil din cauza că fratele lui Cain a fost cel dintâi născut, fratele lui Abel, Cain a fost cel dintâi născut, Adam și Eva au atribuit lui toată importanța. Au zis, acesta este copilul promis, acesta este cel care ne dă nouă speranță. Și au pus toate speranțele asupra lui și au considerat că Abel este mai puțin important. Lucrul acesta, cum ziceam, se regăsește inclusiv în numele lui și numele contează. Când dai numele unui copil, ar trebui să te gândești ce înseamnă acel nume, să cauți, ce reprezintă acel nume, ce transmite acel nume. Da? Știm că evaluarea lor este exact inversă, adică cel pe care Adam și Eva îl consideră câștig este de fapt o pierdere, aduce nenorocire în familia lor. Cel pe care îl consideră o binecuvântare este de fapt blestem. Cel pe care îl consideră ales de Dumnezeu este de fapt cel care este condamnat. Pe când cel desconsiderat, cel numit pierdere, cel care nu îi se dă multă importanță, cel considerat pierdere este câștig pentru ei și pentru întreaga omenire. Și cel care este considerat inutil, nu mai avem nevoie de al doilea, pentru că a venit cel dintâi născut, a venit cel promis. Este de fapt binecuvântarea lui Dumnezeu. Și cel disprețuit este de fapt cel ales de Dumnezeu. El este disprețuit de oameni, dar este ales de Dumnezeu. Și există o lecție extraordinară pentru noi aici. O lecție care trebuie să o învățăm și anume că planurile noastre nu sunt planurile lui Dumnezeu. Că estimările noastre sunt departe de ceea ce a hotărât Dumnezeu. Că judecățile noastre nu sunt judecățile lui Dumnezeu. De multe ori noi privim la evenimentele din viața noastră, privim la persoanele din viața noastră și le estimăm într-un anumit fel. Și credem că le estimăm bine. Dar Dumnezeu le privește altfel și are alte planuri. Și are alți oameni pe care i-a ales. Nu pe cei care considerăm noi că ar trebui să aibă favoarea lui Dumnezeu. Ar trebui ca să privim la această lecție care avem încă din primele momente ale istoriei și să înțelegem că Dumnezeu nu lucrează cum ne închipuim noi. Că Dumnezeu nu conduce istoria așa cum credem noi că ar trebui ca să se deruleze, ci așa cum a hotărât El. Și ei exact asta experimentează. Așteptările lor nu s-au întâmplat absolut de fel. Invers s-a întâmplat de ceea ce au estimat ei. Cain și Abel sunt extrem de semnificativi în istoria biblică, dar și în istoria umană. Ei reprezintă momentul incipient din multe puncte de vedere. Cum ziceam, ei sunt începutul la două seminții. Ei reprezintă seminția credincioșilor și seminția celor necredincioși. Seminția copiilor lui Dumnezeu și seminția celui rău. Seminția celor ce se încred în Domnul și a celor care îl urmează pe cel rău. Și din acest moment, dușmânia care Dumnezeu a rostit-o între sămânța femeii și sămânța celui rău începe. O bătălie care durează mii de ani, în care cel rău luptă împotriva lui Dumnezeu, deși verdictul a fost dat încă din grădina Edenului, ba mai mult, din veșnicie, bătălia totuși continuă. Rețineți când am studiat împreună despre cina Domnului, că atunci când Iuda îl vinde pe Domnul Iisus și apoi este descoperit în noaptea în care este cina cea de taină, ni se spune că în acel moment la cină, Satan a intrat în Iuda. V-ați întrebat de ce trebuia să se întâmple lucrul acesta?
Se întâmplă pentru că bătălia între Satan și Hristos se poartă de la Eden și până la cruce. Și Satan se folosește de Iuda ca să poarte această bătălie. Această bătălie începe cu Cain și Abel, cei doi frați care reprezintă două seminții, care deși vin din aceiași părinți, unul reprezintă sămânța femeii de la Dumnezeu și altul reprezintă sămânța celui rău. Și deși unul moare și altul trăiește și ai fi ispitit să crezi că cel care moare a pierdut și cel care rămâne în viață a câștigat, este exact invers. La fel cum la cruce, Hristos moare și pentru o clipă toată lumea crede că bătălia este pierdută. Satan poate privește la ceea ce a reușit să facă prin Iuda, prin iudei, prin romani, prin toate uneltirile lui. Și exact prin moartea aceea, de fapt, este declarată victoria. Reprezintă apoi începutul civilizației și societății. Ni se spune că Abel era cioban, iar Cain era plugar. Ce mod modern de a descrie oameni. Sunt identificați după vocația lor. Așa ne identificăm noi, da? Când ne întâlnim cu cineva, cineva se prezintă, salut, eu sunt Sami. Și prima întrebare, Sami, dar tu ce faci? Care-i meseria ta? Tu ce ești? Păi eu sunt specialist de nu știu care, eu fac cu tare. Așa ne identificăm noi astăzi. Asta ne-a învățat într-un fel societatea și civilizația, că identitatea noastră este într-un fel strict legată de vocația noastră. Și ei sunt identificați după vocația lor. Și lucrul acesta este semnificativ, cred, ne învață că omul trebuie să aibă o vocație. Dumnezeu nu creează șomeri, oameni cu niciun scop, cu niciun țel, cu nicio ocupație. Da? Omul este menit să facă ceva, să producă ceva, să fie după chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Dumnezeu care lucrează, ne explică Dumnezeu, lucrează și astăzi și noi trebuie să lucrăm pentru că Tatăl ne-a învățat că aceasta este menirea noastră. Vedem apoi specializarea muncii, care este un semn a unei civilizații chiar avansate. Da? Într-o civilizație primitivă, fiecare face de toate. În sensul acesta, dacă vorbim despre zona rurală a României, noi suntem încă o civilizație primitivă. Fiecare la gospodăria lui vrea să facă de toate și le face toate prost. Pentru că le mai este frică de CAP. Da? Într-o civilizație avansată există specializarea muncii. Unul pune castraveți și este specialist în castraveți. Altul pune porodici și este specialist în porodici. Altul ară, altul seamănă, altul face, dar munca este specializată. Altul crește animale, altul este doctor, altul este altceva. Și fiecare excelează în ceea ce face. Are o vocație specializată și este extrem de exigent în acea vocație. Și o vedem aici. Unul era cioban și altul era fermier. Da? Și avem și noi o lecție bună aici, așa nume, trebuie să fii ceva. A fi ceva înseamnă ajunge la un punct în care excelezi în acel lucru și acel lucru te identifică. Face parte din identitatea ta, o faci în somn. Ești așa de competent în lucrul acela, încât tu știi să o faci în somn, tu aia ești. Nu te gândești, măi, cum să fiu eu acum specialist IT? Ce înseamnă un specialist IT? Cam ce-ar face? Tu ești specialist IT. Dar la 3 dimineața, dacă trezești ceva din somn, cu o problemă de calculator, tu știi de unde să începi. Da? Dacă ești păstor, mă refer aici la păstor de oițe umane, tu ești păstor non-stop. La 3 dimineața, dacă trezești cineva din somn, cu o întrebare din Biblie, tu nu zici, ce îmi pui întrebări din astea? Tu ești păstor, tu ești pe baricadă, tu ești pregătit să răspunzi. Tu asta ești. Asta înseamnă un timp investit. Asta înseamnă o ucenicie care ai parcurs-o până când ajungi să fii ceva. Orice ar fi, da? Dacă ești pantofar, de exemplu, încep ca și ucenic de pantofar. Încet, încet, până când ajungi tu să fii acel lucru, da? Și oamenii aceștia asta sunt. Unul este cioban, altul este fermier. E bine să ai o meserie, să excelezi la ceva, să fii ceva. Asta nu înseamnă că nu faci și alte lucruri, da? Poți face multiple lucruri, dar înseamnă că ceva te marchează pe tine. Tu excelezi în ceva. Când cineva întreabă despre tine, măi,
Ciprian ce este? Da? Dacă zici, pe el este și aia, și aia, și aia, și aia, asta în fel de spune că nu este nimic. Dar dacă zici, Ciprian este și apoi poți să-l descrii meseria lui profesională în două cuvinte, atunci este clar. A ajuns să exceleze într-un domeniu. A ajuns să fie marcat de o vocație. Da? Și fiecare om ar trebui să caute lucrul acesta. Da? Să exceleze în ceva și să se identifice cu ceea ce, cu ceea ce face. Acești doi apoi reprezintă pentru noi începutul religiei. Imediat după ce ni se spune care este profesia lor, ni se spune în felul următor, versetul 3. După o bucată de vreme, Cain a adus Domnului o jertfă. Versetul 4, ni se spune că de asemenea Abel a adus și el o jertfă. Avem începutul religiei. Da? Oamenii aceștia se duc să se închine. Acum, eu nu cred că înainte de Cain și Abel nu au fost jertfe, cu siguranță că au fost, sau că n-au fost alte moduri de închinare, cu siguranță că au fost, este evident lucrul acesta care au trebuit să fie, pentru că ne întrebăm de unde ar fi învățat ei că trebuie să se închină și de unde ar fi învățat ei că trebuie să aducă o jertfă, dacă nu de la părinții lor care făceau lucrul acesta înaintea lor. Dar este semnificativ totuși că este prima jertfă făcută de om înregistrată pentru noi în Sfânta Scriptură. Așa hotărăște Dumnezeu prin Moise să ne redea acest narativ, să ne prezinte un contrast în oglindire a jertfelor. În Geneza 3 se încheie la izgonirea lor cu o jertfă făcută de Dumnezeu pentru acoperirea lor. Ca să obții piei de animale, da, trebuie să-i omori. Se săvârșește o jertfă de sânge și ei sunt acoperiți prin această jertfă. Și Geneza 4, care este la o distanță mare de Geneza 3, da? Deși nu mă întorci pagina, pentru că copiii aceștia trebuie să fie născuți, au trebuit să crească, să ajungă oameni maturi și doar apoi începe jertfa din Geneza 4. În Geneza 4 ni se arată o jertfă făcută drept răspuns din partea omului spre jertfa făcută de Dumnezeu, și o jertfă este primită și alta este respinsă. Doi oameni, două jertfe, ambele răspuns la acea jertfă din Geneza 3, ambele au primit acel mesaj prin părinții lor care cu siguranță jertfeau și ei, că așa au învățat acești copii, și o jertfă este primită și altă jertfă este respinsă. Privim apoi în versetul 3 și 4, închinarea lor. Și primul lucru care trebuie să-l subliniem din închinarea lor, din religia aceasta care o practicau ei, este obiectul închinării. Ni se spune că după o bucată de vreme, Cain a adus Domnului o jertfă. Oamenii aceștia știau de Dumnezeu. Copiii aceștia nu au crezut că ei există din întâmplare. Ei știau istoria din grădina Edenului, ei știau ceea ce s-a întâmplat acolo, ei cunoșteau cine este creatorul lor, ei cunoșteau că trebuie să vină în închinare față de el și cunoșteau că trebuie să aducă jertfe. Obiectul închinării era Dumnezeu. Adevărata religie trebuie să aibă un obiect corect, trebuie să-l aibă pe Dumnezeu în centrul atenției. Acum, evident că unul avea pe Dumnezeu doar declarativ ca și obiectul credinței și închinării lui și altul în mod sincer. Dar cel puțin la nivel de suprafață, amândoi pretindeau că se închină lui Dumnezeu. Amândoi spuneau că închinarea lor este pentru Dumnezeu. Vedem la al doilea rând locul închinării. Pare indicativ că aveau un loc unde se închinau. Și de ce spun lucrul acesta? Pentru că vedem cum decurge narativul. După o bucată de vreme, Cain a adus o jertfă Domnului, a adus Domnului o jertfă de mâncare din roadele pământului. Abel a adus și el o jertfă de mâncare din oile întâi născute ale turmele lui. Nu se spune unde, dar pare evident că există un loc precis. De ce zic lucrul acesta? Pare evident pentru că acești doi frați aduc amândoi o jertfă Domnului și aceste jertfe distincte totuși par să fie aduse împreună, sau cel puțin în același loc. Cain aduce o jertfă Domnului și
Abel aduce o jertfă Domnului, dar amândoi aduc cumva împreună pentru că este în același loc. Avem două jertfe distincte, aduse totuși împreună, s-au aduse în același loc. Și cred că avem o lecție importantă, și anume că trebuie să avem locuri consacrate pentru închinare. Patriarhii zideau altare unde să vină cu jertfele lor înaintea lui Dumnezeu. Omul are nevoie de un loc unde să se întâlnească cu Dumnezeu în mod special, da? Și lucrul acesta îl vedem peste tot în Vechiul Testament, se culminează prin cortul întâlnirii, se culminează prin templu, dar pentru noi, în Noul Testament, evident că la superlativ, acest loc ar trebui să fie biserica. Biserica ar trebui să fie un loc consacrat pentru întâlnirea noastră, cu Dumnezeu, da? Cu Dumnezeu. Dar și în viața de zi cu zi, în viața personală, ar trebui să consacrăm un loc pentru Dumnezeu. Casa noastră ar trebui să fie un loc consacrat pentru închinare. Ar trebui fiecare dintre noi să căutăm să avem un loc consacrat în care să ne întâlnim cu Dumnezeu. Poate un colț în casa noastră, poate un loc în biroul nostru, poate undeva unde știm că în fiecare dimineață sau la final de seară este pus deoparte să mergem acolo și să stăm în tăcere înaintea lui Dumnezeu. Este bine să ai un loc consacrat pentru închinare înaintea lui Dumnezeu, care evident se va culmina în acest loc, în biserică, în adunare, în locul în care Dumnezeu ne promite că atunci când ne strângem la oaltă în jurul numelui Său, El este acolo. Apoi vedem că există un timp pentru închinare, un timp special. Mi se spune că după o bucată de vreme, sau în noua traducere, mi se spune că după o vreme. În GBV ni se dă două variante de traducere. Mi se spune după un timp sau la sfârșitul zilelor. Și mi se pare o traducere foarte frumoasă, la sfârșitul zilelor, s-ar mai putea spune la împlinirea vremii sau la împlinirea zilelor. Sunt alte traduceri care zic și mi se par foarte corecte, la granița zilelor. Există un teritoriu, o graniță la care se ajunge, o zi în care se ajunge și aceea marchează ziua de închinare. Și acest concept al timpului din pasajul nostru, cred că este semnificativ în două feluri. La nivel mare, la nivel macro, cred că era împlinirea zilelor în sensul că discutăm despre un Cain și Abel care sunt maturi. Sunt oameni mari, da? Și vin și fac lucrul acesta din propria lor inițiativă. Nu este vorba de niște copii care merg cu părinții lor, ci ei vin din inițiativa lor, din propriile lor resurse, oameni maturi, ei au joburile lor, carierile lor, da? Și oamenii aceștia, din propria lor inițiativă, vin aici ca să se închine înaintea lui Dumnezeu. Și cred că există o lecție extraordinară despre religia practicată în familie și împlinirea vremii. Noi suntem responsabili pentru a păstra și transmite copiilor noștri ceea ce noi am primit de la Dumnezeu. De ce? Pentru că la împlinirea vremii, ei, din propria lor inițiativă, să vină înaintea lui Dumnezeu în închinare. Cum e evident că închinarea unuia a fost falsă și al celuilalt a fost adevărată. Dar ambii au primit aceeași învățătură. Ambii au primit același exemplu și ambii au înțeles că trebuie să aducă o jertfă, trebuie să se închine. Înțelegem că noi nu putem transmite credință copiilor noștri, dar putem să transmitem conținutul adevăratei religii, adică revelația divină așa cum am primit-o noi. Credința o dă doar Dumnezeu, dar noi putem să învățăm ceea ce ne-a poruncit Dumnezeu să facem și ceea ce ne-a poruncit Dumnezeu să credem. Și copiii aceștia, ambii fii, aveau conținutul revelației, aveau conținutul adevăratei închinări și religii. Unul a crezut, altul nu a crezut. Apoi, la nivel individual sau la nivel micro, ce înseamnă acest sfârșitul zilelor sau că s-a ajuns la granița zilelor când au făcut ei această jertfă? Cel mai logic este că a ajuns la sfârșitul zilelor, adică la ultima zi din săptămână. Au ajuns la a șaptea zi care Dumnezeu a sfințit-o.
Există aici o tranziție frumoasă între profan și sacru, între uzual și sfințit, între viața cotidiană și închinare. În versetul 2 ni se spune despre viața lor uzuală, cotidiană. Abel era cioban, Cain era plugar. După o bucată de vreme ni se spune, da, sau la sfârșitul zilelor, sau la granița zilelor, ni se spune că aduc jertfe. Pe care este această graniță sau acest sfârșit a zilelor? Păi este ultima zi din săptămână. Învățăm de aici ceea ce primii oameni deja știau. Trebuie să fie un timp consacrat pentru închinare. Trebuie să fie o rupere între viața de zi cu zi, între meseria ta, între treburile tale uzuale și timpul consacrat special lui Dumnezeu. Dacă porunca și impulsul acesta de a aduce o jertfă l-au primit de la Dumnezeu în Geneza 2, de unde credeți că au primit această învățătură că trebuie să fie un timp special pentru închinare și trebuie să fie o anumită zi? Tot din Geneza. În Geneza 1, la versetul 27 la 28, ni se spune că după ce Dumnezeu a umplut pământul acesta cu viață, în versetul 27 ne spune că Dumnezeu a făcut pe om după chipul său, l-a făcut după chipul lui Dumnezeu, parte bărbătească și parte femeiască l-a făcut. Dumnezeu i-a binecuvântat și Dumnezeu le-a zis: creșteți, înmulțiți-vă, umpleți pământul și supuneți-l și stăpâniți peste peștii mării, peste păsări, peste tot ceea ce există. Și ni se spune că toate aceste lucruri s-au întâmplat în ziua a șasea. Versetul 31. Dumnezeu s-a uitat la tot ce făcuse, inclusiv pe om, inclusiv pe soția lui, da, la tot ce făcuse și a văzut că sunt bune. Astfel a fost o seară și apoi a fost o dimineață. Aceasta a fost ziua a șasea. Acum o observație elementară, dar care mulți o ratează. Ziua a șasea este înainte de a șaptea zi. În a șasea zi Dumnezeu îl creează pe om, creează pe soția lui, le dă mandatul acesta de a stăpâni pământul. Ce face Dumnezeu în a șaptea zi? Ni se spune în capitolul 2. Astfel au fost sfârșite cerurile și pământurile și toate oștirile lor. Asta include Adam și Eva, dar ei sunt deja în grădină. În ziua a șaptea, Dumnezeu și-a sfârșit lucrarea pe care o făcuse și în ziua a șaptea s-a odihnit de la toată lucrarea lui pe care o făcuse. Dumnezeu a binecuvântat a șaptea zi și a sfințit-o, a pus-o deoparte. Pentru că în ziua aceasta s-a odihnit de toată lucrarea lui pe care o zidise și o făcuse. De unde trebuia să știe omul că trebuie consacrată această zi? De la Dumnezeu. Pentru că imediat după ce le dă acest mandat, munciți, creșteți, înmulțiți-vă, stăpâniți grădina aceasta, stăpâniți toată creatura, el spune, dar să nu uitați să vă odihniți. Să nu uitați ca să fie o zi consacrată și le-o exemplifică. Ei sunt martori la lucrul acesta și ca atare știu că trebuie să existe un loc și un timp special dedicat lui Dumnezeu. Priviți apoi modul sau forma închinării. Ei vin și se închină prin jertfă. Ambii se închină prin jertfă. Pentru că la izgonirea lor din Eden, Dumnezeu le-a arătat lui Adam și lui Eva că singura metodă prin care se mai poate omul apropia de Dumnezeu este prin jertfă, este prin sânge. Și fără îndoială că acest adevăr a fost transmis de Adam și de Eva copiilor lor. Cu siguranță că i-au învățat lucrul acestea. Și totuși, deși amândoi primesc același mesaj, aduc jertfe diferite. Unul aduce o jertfă din rodul pământului, iar altul din întâii născuți ai turmei. Și din nou avem o lecție importantă. Modul sau forma închinării contează pentru Dumnezeu. Și precum toate aspectele închinării, unde, când, cui, etc., și acesta este determinat prin revelație. Cum ne închinăm, știm că este revelat nouă de Dumnezeu. Nu au primit ambii fii aceeași educație? Ba da. Nu cunoșteau ambii fii aceeași istorie a părinților? Evident că da. Și totuși, unul aduce o jertfă corespunzătoare cu revelația și celălalt
aduce o jertfă care nu corespunde cu cerințele lui Dumnezeu. Evident că ceea ce face diferența, dincolo de formă, dincolo de ceea ce se vede la suprafață, este inima. Dar inima nu este altceva decât manifestarea, inima nu este altceva decât ceea ce este în noi manifestat în afară. Nimeni nu-ți poate vedea inima. Putem să vedem doar ceea ce zici și doar ceea ce faci, da? Evident că diferența o face inima, dar inima se manifestă și prin modul de închinare. De aceea când privim la închinarea de astăzi și dacă spui cuiva, măi, nu mi se pare că te închin lui Dumnezeu bine, biblic. Eu spun, nu-ți cunoști tu inima mea. Corect, dar cunosc faptele tale. Și faptele tale sunt o dovadă a ceea ce este în inima ta. Pentru că o inimă credincioasă caută să fie ascultătoare. Asta contează pentru o inimă credincioasă. Noi nu putem, fraților, să determinăm inima copiilor noștri. Dar putem să învățăm cum arată adevărata închinare poruncită de Dumnezeu. Putem să facem lucrul acesta. Inima, până la urmă, o va determina lucrarea Duhului Sfânt asupra lor. Bătrânii de astăzi, și zic bătrân cu ghilimele de rigoare, cei mai mulți sunt oripilați, scandalizați de închinarea tineretului de astăzi. Dar nu-și pun niciodată întrebarea unde au învățat tinerii aceștia că este în regulă să te închini cum vrei tu. Că atât timp cât tu consideri că motivațiile tale sunt corecte, poți face ce vrei tu. N-au învățat altundeva decât de la părinții lor, care s-au închinat și ei cum au vrut ei. Le-a plăcut fanfara? A cântat fanfara. Le-a plăcut mandolina? Au cântat cu mandolina. Le-a plăcut altceva? Au făcut așa. Și niciodată n-a zis mama și tata, măi, hai să vedem ce ar vrea Dumnezeu. Întotdeauna s-au întrebat ce ar place bisericii, ce ar place lumii, ce ar place neamurilor, ce ne-ar place nouă. Și ca atare, când cresc copiii mari, ei au învățat lecția foarte bine. La biserică trebuie să te închini așa cum îți place ție. Așa că, dragii mei bătrâni, nu mai fiți nervoși și supărați că copiii v-au părăsit biserica și s-au dus să închine cum vor ei. Asta i-ați învățat toată viața. Că la biserică faci ce îți place ție. Că la biserică trebuie să cauți ca tu să te simți bine și nu ca să fii ascultător de Dumnezeu în primul rând. De unde trebuie să învețe copiii cum arată adevărata închinare? De la noi. De la noi trebuie să învețe că închinarea, în primul rând, este acea închinare poruncită de Dumnezeu. Ca la vremea potrivită, dacă Dumnezeu îi binecuvântă cu credință, atunci când ei au inițiativa din propria lor inimă de a veni înaintea Domnului în închinare, să vină așa cum este plăcut lui. Să vină și să zică, eu am învățat un lucru acasă la mama și la tată. Că înaintea Domnului merg cum vrea el. Înaintea Domnului mă închin cum îmi poruncește el. Putem să-i învățăm de mici că a veni cu credință înseamnă a veni în ascultare. Înseamnă a întreba pe Domnul, Doamne, tu ce vrei? Ce fel de jertfă vrei? Ce fel de închinare dorești? Și credința înseamnă a asculta de porunca lui Dumnezeu. Vedem respingerea lui Cain și acceptarea lui Abel. Domnul a privit cu plăcere spre Abel și spre jertfa lui, însă spre Cain și spre jertfa lui nu a privit cu plăcere. M-am întrebat oare cum s-a manifestat lucrul acesta? Cum au știut ei că unul a fost primit și unul a fost respins? Cum a arătat acceptarea lui Abel și a jertfei lui și respingerea lui Cain? Poate că un foc a coborât din cer și a consumat jertfa unuia, dar nu a altuia. Ca și în Levitic 9:24, se spune că un foc a ieșit dinaintea Domnului și a mistuit arderea de tot și grăsimea de pe altar și tot poporul a văzut lucrul acesta și a chiuit de bucurie și a căzut cu fața la pământ. De ce au chiuit de bucurie? Că au înțeles că jertfa a fost acceptată. Cum ar fi astăzi, dacă am ști instant, după programul de închinare, dacă Dumnezeu a primit sau nu închinarea noastră? Dacă după rugăciune cerul ne-ar da un semn, ar fi minunat. Putem ști azi dacă Dumnezeu primește închinarea noastră? Putem. Dacă venim cu credință și ascultare, știm că în baza jertfei Domnului nostru Iisus Hristos, Dumnezeu aprobă închinarea noastră.
Și dacă venim în neascultare și fără pocăință și fără credință, nu contează cât de frumoasă este închinarea. Nu contează cât de artistică, nu contează cât de mult belșug este în program, nu contează cât de bine să predică. Pentru că Dumnezeu primește în primul rând pe cel care vine în ascultare și în credință. De ce e unul primit și altul respins? Când vedem că ambii s-au închinat Domnului, ambii s-au închinat în același loc, ambii s-au închinat în același timp și ambii se închină și prin aceeași formă de închinare, adică prin jertfă. Pentru că unul s-a închinat în credință și pentru că altul s-a închinat în necredință. Și pentru că aceasta se manifestă, credința se manifestă prin ascultare și necredința prin neascultare. Deși ambii au învățat aceeași lecție, deși ambii au aceeași inițiativă a închinării, deci au mers la același loc, ambii au mers la biserică, la același timp și au adus aceeași formă de închinare, conținutul închinării a fost drastic diferit. Pentru că unul a adus închinare prin credință și ascultare, adică o jertfă de sânge, și altul prin necredință și neascultare, adică o jertfă din roadele pământului, pentru că așa i s-a părut lui bine. Unul a căzut în capcana în care au căzut și părinții lui înainte. Rețineți cum a ispitit Satan pe Eva? Vine și o întreabă, oare a zis Dumnezeu cu adevărat? Oare chiar a zis? Oare chiar așa este? Îmi închipui pe acești doi bărbați, Cain și Abel, în seara înainte de primul lor sabat în care ei se vor duce cu propria lor jertfă. A sosit în sfârșit timpul. Sunt în sfârșit oameni maturi acum. Sunt gata să aducă jertfa lor la altarul clădit de tatăl lor. La altarul la care au fost sabat după sabat după sabat după sabat și Adam a jertfit acolo jertfa familiei. Și acum ei sunt maturi. Acum tata le-a zis că ei pot să meargă cu jertfa. Mi-închipi pe acești oameni în seara înainte de prima lor jertfă. Și vine șoapta șarpelui și spune, oare a zis Dumnezeu cu adevărat? V-a zis tatăl vostru că trebuie să fie o jertfă de sânge. Dar oare o altă jertfă n-ar fi în regulă? Oare munca ta nu este suficient de bună? Dar te-ai trudit, dar ai făcut, dar ai mers și ai venit și ai transpirat. Oare chiar Dumnezeu numai o jertfă de sânge va primi? Și vine această șoaptă, această ispită și Cain dă crezare șoaptei păcatului mai mult decât revelații divine transmise prin părintele lui. Spune, chiar așa. Deci ar fi doar așa cum a zis tata. Sau cum pretinde tata că l-a învățat Dumnezeu. Dumnezeu a revelat lui Adam și prin el copiilor săi că datorită păcatului omul nu are cum să stea înaintea lui. Dacă nu are goliciunea păcatului acoperită. Le-a arătat că acoperirea aceasta necesară nu poate veni prin propriul lor efort, ci doar printr-o jertfă care o aduce Dumnezeu pentru ei. De aceea prima jertfă adusă în istorie, prima jertfă de sânge este adusă de Dumnezeu. Adusă pentru ei, în locul lor, ca și un substitut. Le-a arătat că această jertfă este jertfa care le permite accesul în prezența lui Dumnezeu și că trebuie să fie o jertfă de sânge. El ia frunzele, le aruncă la gunoi și spune, acestea nu vă pot acoperi. Este nevoie de o jertfă de sânge care eu o aduc pentru voi. Învață pe primii părinți că datorită păcatului, înainte de a avea orice fel de relație cu Dumnezeu, ei trebuie să fie acoperiți prin sânge. Doar acoperiți de jertfa prin sângele vărsat, ei pot ca să vină înaintea lui Dumnezeu. Abel a crezut revelația primită prin părinții săi și a venit cu o jertfă de sânge, declarând că el crede că este un păcătos, declarând faptul că crede că are nevoie ca vina păcatului său să fie acoperită și că doar prin jertfa promisă de Dumnezeu poate sta înaintea lui Dumnezeu. Și credința lui se manifestă prin ascultare. El se vede ca și păcătos, se vede că dacă ar intra în prezența lui Dumnezeu cu păcatele lui ar fi nimicit și îl crede pe Dumnezeu când spune prin jertfa de sânge vei fi acoperit.
Și vine și în ascultare, vine: Doamne, am venit crezând că Tu vei da acoperirea. Și am venit în ascultare cu această jertfă care Tu ai poruncit-o. Cain nu a crezut pe Dumnezeu. Și revelația dată de Dumnezeu și primită prin Adam. Și a venit cu o jertfă din roadele pământului. El a venit spunând că este drept închinare. Dar a venit cum a vrut El. A venit fără să declare că este un păcătos care poate fi reconciliat cu Dumnezeu doar prin vărsarea de sânge. Doar prin jertfa promisă de Dumnezeu. A venit în necredință. Și ca atare a venit în neascultare. Și jertfa Lui este respinsă. Este o lecție prețioasă și pentru noi astăzi. Dragul meu, înainte să poți veni înaintea lui Dumnezeu cu jertfa ta, cu mulțumirea ta, cu închinarea ta, trebuie să vii înaintea Lui acoperit de jertfa Domnului Iisus Hristos. Trebuie să vii spălat în sângele mielului. Înainte ca închinarea noastră să fie acceptabilă înaintea lui Dumnezeu, noi trebuie să fim acceptați. Nu poți aduce o închinare acceptabilă până tu n-ai fost acceptat. Până când tu n-ai fost acoperit. Trebuie să fim spălați în sângele Domnului Iisus Hristos. Apoi este primită închinarea noastră. Apoi este primită jertfa noastră. Apoi este primită cântarea noastră. Apoi este primită rugăciunea noastră. Dar dacă venim prin credința manifestată în ascultare, care vine și spune: Doamne, recunosc că sunt păcătos. Doamne, recunosc că n-am niciun merit. Recunosc că singura soluție este ceea ce Tu ai făcut. Și de aceea, pentru că mă încred în această soluție, transmisă prin cuvântul Tău, vin și mă închin în ascultare. De aceea, în slujbele noastre de închinare, jertfele le aduc doar cei credincioși. Pentru că închinarea nu poate fi adusă decât prin credință. De aceea, musafirii necredincioși nu pot participa la aducerea de jertfă. Ei pot fi prezenți în închinarea noastră și chemăm la pocăință. De aceea copiii nu pot fi aducători de jertfe, pentru că înainte ca să aduci jertfa ta, tu trebuie să fii acoperit de jertfa lui Hristos. Înainte ca să aduci închinarea ta înaintea lui Dumnezeu, tu trebuie să fii spălat în sângele mielului. Îi vrem pe toți prezenți în mijlocul închinării și vrem să audă mesajul împăcării cu Dumnezeu și vrem ca să creadă în acest mesaj și să răspundă în credință cu pocăință și după ce sunt acoperiți de jertfa Domnului Iisus Hristos, apoi ei pot să aducă închinarea lor. Pot să aducă laudele lor și mulțumirile lor la adresa lui Dumnezeu. Priviți răspunsul păcătos al lui Cain la versetul 5 la versetul 9. Cain s-a mâniat foarte tare și s-a posomorât fața lui. Și Domnul a zis lui Cain: pentru ce te-ai mâniat și pentru ce ți s-a posomorât fața? Nu e așa? Dacă faci bine, vei fi bine primit. Dar dacă faci rău, păcatul pândește la ușă, dorința lui este să ține după tine, dar tu să-l stăpânești. Însă Cain a zis fratelui său Abel: haidem să ieșim la câmp. Și pe când erau la câmp, Cain s-a ridicat împotriva fratelui său Abel și l-a omorât. Cum răspunde Cain la aceste evenimente? S-a mâniat și s-a supărat. S-a mâniat și s-a supărat împotriva lui Dumnezeu pentru că nu a fost primit și i s-a părut nedrept. Din punctul lui de vedere, el a împlinit litera legii, cum a văzut-o el. Am venit cu jertfă, am venit la altar. De ce este fratele meu mai bun ca mine? Pentru că el se compara pe sine cu fratele său și se întreba de ce fratele lui este mai valoros decât el, de ce el este mai acceptat decât el. Neînțelegând că prin propriu merit nici el, nici fratele lui n-au dreptul să stea înaintea lui Dumnezeu. Neînțelegând că niciun om nu are valoarea necesară să stea înaintea lui Dumnezeu. Și se mânie împotriva fratelui său, este cuprins de gelozie. De cum pe el l-ai primit și pe mine nu mai primit. Și această mânie interioară, la un moment dat se va manifesta. Vedem că apoi respinge chemarea lui Dumnezeu la pocăință, se împietrește împotriva lui Dumnezeu. Dumnezeu vine și spune: dacă faci ce este bine, vei fi bine primit. Dar dacă faci rău, păcatul pândește la ușe. Și spune: tu trebuie să stăpânești această dorință păcătoasă de a face ce vrei tu. Dumnezeu îl invită în acest moment să se pocăiască și să creadă.
și să facă ce este bine, nu ce consideră el că este bine, ci ce i-a spus Dumnezeu în mod obiectiv că este bine. Să aducă o jertfă prin credință și ascultare. Și Dumnezeu spune, dacă faci lucrul acesta, dacă lepezi ceea ce tu crezi, ceea ce tu consideri că este bine, dacă lepezi încăpățânarea ta și dacă vii și recunoști că ai nevoie de jertfa mea, că ai nevoie de mântuirea care doar eu o dau, dacă vii în ascultare, vei fi acceptat. Și în loc să răspundă la chemarea plină de har al lui Dumnezeu, el se întoarce spre fratele său. Și dacă v-ați dat seama cât de obraznic este această tranziție. Dumnezeu îi vorbește și spune, pocăiește-te, fă ce este bine și vei fi primit. Și răspunsul lui către Dumnezeu este nimic. Este să-și întoarcă spatele și să spună, lasă-mă. Și merge să discute cu fratele lui. Mi se pare o brăznicie crasă. Cum să te cheme Dumnezeu la pocăință și tu să-ți întorci spatele și să te duci la fratele tău? Însă Cain a zis fratelui său, Abel, haidem să ieșim la câmp. Detaliul acesta este important pentru că cred că ne arată că ce urmează este premeditat. El respinge chemarea lui Dumnezeu și în momentul acela se hotărăște, nu, las că rezolv eu problema. Și îl ia pe fratele său și spune, hai să mergem la câmp. De ce? Merge ca să îl omoare. Dar pe când erau ei la câmp, Cain s-a ridicat împotriva fratelui său Abel și l-a omorât. De ce a făcut lucrul acesta? Ce a crezut el că rezolvă? Este foarte simplu. Pentru că omul necredincios nu vrea să fie amintit de păcatul său, de neacceptarea sa înaintea lui Dumnezeu. Nu vrea să pocăiască, dar nu vrea să simtă păcătos. Și vrea să elimine orice și pe oricine din viața lui care îi amintește că este un păcătos. Și care îi amintește că nu este într-o relație corespunzătoare cu Dumnezeu. Veți avea experiența aceasta la un moment dat. Dacă căutați să trăiți evlavioși, oamenii nu mai prea vor să discute cu voi. Pentru că sunteți o amintire a stării în care se află. Pentru că sunteți oameni din cărui gură întotdeauna iese Evanghelia. Și oamenii aceștia nu vor ca să se pocăiască și nu vor ca să creadă în Domnul Iisus. Și vor căuta ori să nu se mai întâlnească cu tine, ori când se întâlnesc să schimbe subiectul la orice altceva decât la Scriptură, pentru că s-au săturat să mai audă tot ce vrei tu să le spui din Biblie. Și omul acesta spune, bun, n-am fost acceptat, mă uit la fratele meu și văd o amintire constantă a faptului că eu sunt un păcătos și trebuie să elimin această amintire. Din nou vedem că păcatul produce moartea, atât spirituală cât și fizică. Spirituală în sensul că vedem împietrirea inimii, fizică în sensul că el îl omoară pe fratele său. Vedem consecințele păcatului nemărturisit și neacoperit prin sângele Domnului Iisus Hristos. Vedem că acest păcat distruge inima omului. Dă naștere la ură, la invidie, la ucidere. Vedem că aceasta se manifestă apoi în exterior. Distruge relațiile interumane. Cele mai profunde relații sunt frânte datorită păcatului. Doi frați devin dușmani până la moarte. O familie, prima familie creată de Dumnezeu, este sfâșiată datorită păcatului. Și aceasta se întâmplă și în viața noastră. Datorită păcatului nemărturisit, de care nu ne-am pocăit, care nu este acoperit de sângele Domnului nostru Iisus Hristos, relațiile noastre sunt distruse. Dar mai grav decât atât este că distruge relația noastră cu Dumnezeu, atrage condamnarea lui Dumnezeu. La fel ca și în Geneza 3, ceea ce urmează este un blestem, o condamnare din partea lui Dumnezeu. Versetul 11. Acum spune Dumnezeu, blestemat ești tu, izgonit din ogorul acesta, care și-a deschis gura să primească din mâna ta sângele fratelui tău. Când vei lucra pământul, să nu-ți mai dea bogăția lui. Pribeag și fugar să fii pământ. Vedem că blestemul edenic este reiterat acum cu Cain și înțelegem din aceasta că atunci când păcatul distruge relația noastră cu Dumnezeu, toată viața devine blestemată. Nu există nimic din viața noastră care să nu fie afectat de păcatul nostru, care nu este rezolvat. Pentru că Dumnezeu nu lasă păcatul nepedepsit. Până la urmă, nici pe acest pământ și nici în viața viitoare. Cain devine un vagabond, este trimis în exil, este separat de familia lui.
Este în exil față de familia lui, dar în primul rând și cel mai important, este într-un exil spiritual. Și aceasta ne spune Dumnezeu, a fi în această stare, distruge întreaga noastră viață. Pământul nu mai dă rodul menit. Orice faci, oricât te chinui, nu mai este belșug în viață. În alte cuvinte, cât timp nu venim în pocăință și credință înaintea lui Dumnezeu, suntem fugitivi, suntem într-o pribegie pe acest pământ. Și este cu neputință să ne găsim satisfacția, împlinirea, liniștea și pacea. Pentru că orice am face și oriunde am merge, știm că ne aflăm sub blestemul păcatului. Știm că nu suntem împăcați cu Dumnezeu. Și la fiecare colț, oriunde mergem, suntem amintiți de lucrul acesta. La relațiile care le avem, prieteniile, natura, în fiecare dimineață când ne trezim, deschidem ochii și vedem în jurul nostru dovezile că Dumnezeu există. Dovezile că El ne-a creat. În relațiile care ne avem, de exemplu, dacă sunt în viață, știu că am un tată. Și asta mă duce cu gândul la tatăl meu. Când greșesc față de cineva și știu lucrul acesta, recunosc lucrul acesta, mă doare, știu că am greșit și față de Dumnezeu. Dar nu vreau să mă pocăiesc. Și nu vrei să te pocăiești. Și cât timp stai în această stare de răzvrătire, viața nu are nicio împlinire. Oricât succes ai, oricât de bine îți merge, parcă ceva lipsește, pentru că lipsește împăcarea cu Dumnezeu, lipsește pacea cu Dumnezeu. Și când ești sub blestemul păcatului, toată viața este stricată. Toată viața este afectată. Doi frați, două seminții și două destine. Pentru cei ce vin înaintea lui Dumnezeu cu răzvrătire și ascultare și necredință, Scriptura ne arată că destinul lor este condamnarea. Dar pentru cei care vin cu pocăință și vin cu credință, care se manifestă prin ascultare, vin și mărturisesc, Doamne, eu nu merit absolut nimic decât blestem și condamnare. Nu merit decât iadul. Dar cred în jertfa prin care Tu ai zis că toți cei care se încred în Domnul nostru Iisus Hristos sunt iertați, sunt spălați în sângele Lui. Cred că în baza meritului pot veni în prezența Ta. Și ca atare vin în deplină ascultare să mă închin așa cum mi-ai poruncit Tu. Pentru aceea Scriptura ne arată că este iertare și acceptare în prezența lui Dumnezeu. Și aceea se manifestă, în primul rând, în inima ta, dar apoi în întreaga ta viață. La fel cum păcatul distruge, pacea cu Dumnezeu zidește. Relațiile sunt afectate, familia este afectată, viața ta, chiar dacă circumstanțele de multe ori sunt grele, beneficiază de pace și de liniște, pentru că știi că ești acceptat în prezența lui Dumnezeu. Pentru că știi că mulțumirile tale și rugăciunile tale și cerințele tale este primite de Dumnezeu. Și în această dimineață sper să plecăm de aici știind că închinarea noastră a fost acceptată. Pentru că suntem convinși că n-am venit în răzvrătire, că n-am venit într-o convingere că noi avem vreun merit, ci am venit în credință și în ascultare deplină. În nădejdea și promisiunea jertfei Domnului nostru Iisus Hristos. Amin. Amin.